8 ani în urmă nici nu știa de existența unui asemenea stat, Republica Moldova, dar când a ajuns aici, a reușit să învețe limba română în doar 6 luni. Acum vorbește mai bine decât mulți dintre băștinași. În cadrul proiectului Trăim în Pace, vă prezentăm astăzi istoria lui Meirin, care a venit de la o distanță de peste 9.000 de kilometri din Filipine pentru a fi alături de soț. Sincer că când prima dată am auzit Moldova, m-am uit la hartă unde este Moldova. Și am văzut dintre România și Ucraina. Și cu soțul meu am aflat mai multe despre Moldova. Până a devenit leancă, Meirin a trăit în Filipine. Deși spune că iubește mult țara în care s-a născut, tinerii filipinezi, precum și cei din Republica Moldova, deseori pleacă în străinătate în căutarea unei vieți mai prospere. Așa a făcut și Meirin. În 2014 a ajuns în Dubai, iar acolo a făcut cunoștință cu Sergiu. Dorul de casă și pasiunea pentru agricultură l-au făcut pe bărbat să revină acasă, în Cimișlia, iar Meirin a acceptat să meargă și ea. Cred că asta, dragostea de pământ, de patrie, m-a adus acasă. Că mulți din colegii mei, din prietenii mei, nu înțelegeau de ce te-ai întors acasă. Că aveai o carieră de succes acolo. Chiar nu au înțeles pasul ăsta, dar eu le-am spus că tot timpul trebuie să faci ceea ce simți. Am venit în primăvară. Și mi-a plăcut foarte mult. Vremea a fost mai senină, mai plăcută decât în Filipine sau în Dubai, unde sunt foarte cald și nu pot suporta căldura. Și îmi place foarte mult vremea, oameni în primul rând și mâncare, sincer, mâncare. Sunteți foarte calzi și receptivi, parcă reamintesc oamenii în Filipine. Ospitalitatea sunt foarte, nu știu cum să zic, remarcabil. Nu pot să cumpăr foarte. Știi că puneți pe masă plină până la colț. Da, nu mai aveți spațiu, dar încă mai puneți mâncare. Femeia nu știa nimic despre agricultură, dar asta nu a fost un obstacol. El se ocupă mai mult la livadă, dar eu ajut cu ce pot, dar el, adică el este director, el se uite peste tot. Eu doar la margine pentru suport. El este ecologic, eu nu le stropesc aproape deloc, pentru familie. Meirin din prima zi s-a încadrat în societate. Deja e moldoveancă din talbă, putem să spunem. Aici au jucat nunta, aici s-a născut primul copil. Se mândresc cu 6 hectare de pământ pe care cresc prune, mure, afine, fructe goji și alte soiuri de pomușoare. Meirin povestește că s-a obișnuit destul de ușor cu viața din Coștangalia, un sat mic din Cimișlia. Doar iernile îi par uneori prea friguroase. Acum câțiva ani au vizitat-o și părinții din Filipine. Mama mea a dansat la muzica moldovnești. Da, muzica populară, plăcut. Limba română, Meirin a învățat-o în doar 6 luni. Primul rând vreau să vorbesc cu socrii mei, să înțeleg. Și când am venit aici, noi am hotărât să stăm întotdeauna. Adică am venit în Moldova, nu avem planuri B, planul C, așa, planuri. Dacă la început Meirin a fost ținta privirilor curioșilor, acum femeia spune că oamenii din sat s-au obișnuit deja să o vadă pe ulițe și o tratează ca pe o consăteană obișnuită.